Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit și în această seară la frumoasa noastră emisiune. Astăzi o să vedeți, Teddy a făcut niște eforturi frumoase pentru mine, pentru care îi mulțumesc. În loc de titlul emisiunii o să avem un motto dintr-un foarte cunoscut scriitor și autor de aforisme din Valea Jiului, cunoscut și în întreaga lume, domnul Valeriu Butulescu. Astăzi a postat pe internet un aforism care mie mi-a plăcut foarte mult, care, să spunem, sintetizează realitatea din țara noastră de astăzi și îmi permit să folosesc acest citat ca și motto al emisiunii noastre din această seară. Domnul Valeriu Butulescu spune așa: un popor care a fost injectat cu supradoze de libertate se crede suveran în timp ce este jefuit. O să vedeți, o să aveți timp. Uitați, vedeți, Teddy a reușit. Un popor anesteziat cu supradoze de libertate se crede suveran în timp ce este jefuit. Domnilor și domnilor, bună seara. Astăzi seara este rândul PSD-ului să dea socoteală cu privire la realitățile din România și în acest sens îi mulțumesc foarte mult domnului Costel Postolache, consilier local, care, așa ca și în foarte multe alte situații, a răspuns singurul din Partidul Social Democrat din Petroșani pozitiv invitației mele din această seară și este aici și îl salutăm. Bună seara, domnule Postolache, vă mulțumesc că ați venit. Bună seara, mulțumesc de invitație și cu această ocazie salut și pe cei care se uită la această emisiune frumoasă noastră. Domnule Postolache, ce părere aveți? Da, poate este și de zâmbit, poate dacă stăm să analizăm, de multe ori pot să-ți dea lacrimile, pentru că exact ca în majoritatea aforismelor domnului Butulescu, și aici are perfectă dreptate. După 90, sau haide să reluăm, dinainte de 90, dacă poporul român nu a avut libertatea de care se bucură după anii 90, este ca și o anestezie și parcă l-am fi prins pe Dumnezeu de picior. Noi eram cei mai buni peste tot și într-adevăr s-a demonstrat că începând din 90 încoace a fost jefuit. Și dacă stăm și analizăm, nu în realitate, așa să spui că a fost jefuit poporul român, cât au fost jefuit de bunurile pe care le-a deținut. Păduri, terenuri agricole, uzine, fabrici, toate care au fost ale poporului român. Jaf material, în opinia mea, este mai puțin grav decât jaful moral la care a fost supus poporul român, pentru că dacă n-ar fi fost jefuit moral, și eu cred că aici e esența aforismului domnului Butulescu, dacă n-ar fi existat inițial un jaf asupra moralității și asupra integrității, și dacă, așa cum foarte bine zice domnul Butulescu, n-ar fi fost anesteziat cu niște doze de libertate, domnule, libertatea cuvântului, poți să înjuri pe cine vrei, și nu s-ar fi promovat un astfel de gen de libertate irresponsabilă, jaful celălalt material nu ar fi fost posibil. Da, ele se leagă una de alta și... Așa asta e părerea mea. Așa este. Din păcate, după 90, căpătând acele libertăți pe care nu le avusesem înainte, am crezut că noi vom tăia și vom spânzura și nu a fost chiar așa, pentru că ne-au îndoctrinat cu tot felul de idei, de ideologii, și s-a ajuns unde s-a ajuns după... Bine, dar noi suntem chiar așa credul, chiar așa infantil, ca să credem tot felul de rețete din acestea izvorâte din niște subterane tenebroase, necunoscute marelui public, și să credem tot ce se aruncă pe piață prin niște trompete foarte bine plătite din niște fonduri pe care nimeni nu le știe, nimeni nu le cunoaște. Și avem numai departe celebra ordonanță 13 și situația creată pe un text absolut legal, pe o măsură absolut legală pe care guvernul a făcut-o și care a primit un răspuns absolut ilegal cu acele proteste ilegale, și de aici încolo impotența guvernului și celelalte lucruri care s-au întâmplat,
poziția domnului Popescu Tăriceanu, care a fost excepțională, și anume sesizarea Curții Constituționale, după aceea decizia Curții Constituționale și, în final, pot să spun, ezitarea domnului ministru al Justiției Tudorel Toader, care, deși a făcut un raportul acela de evaluare, o să zicem, abordare foarte aspră și critică a derapajelor din justiție, mai ales pe linia procuraturii, a considerat că, din punct de vedere a oportunității, nu e bine să propună schimbarea acestor șefi de parchete. Nu știu, avem de-a face cu ezitarea PSD-ului, avem de-a face cu o frica PSD-ului. Ce se întâmplă? Spuneți și mie, că eu nu mai înțeleg nimic. Nu putem să spunem că PSD-ul e frică de ceva. Sunt sigur că lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Trebuie să lăsăm să își spună absolut toți ce au de spus în legătură și cu ordonanța 13 și raportul domnului Toader, și o să vedeți în următorul timp, câteva zile, lucrurile se vor lămuri. Rămâne totuși o necunoscută vizita ambasadorului Statelor Unite la Ministerul Justiției, exact cu o zi înainte de a da verdictul ministrului Justiției. Cred că cu două zile înainte a fost situația aceasta, imediat după aceea s-a prezentat și Codruța Chiuveși, dar a doua zi, eu țin minte că domnul ministru a făcut o vizită fulger și la Bruxelles. Da, deci totuși, exact cum spunea domnul Butulescu, anestezia asta cu supradoze de libertate, credem că suntem noi suverani, dar în realitate nu suntem. Sunt alții care, din păcate, hotărăsc peste noi, peste poporul român. Da, bun, dar stau și mă gândesc cam care ar putea fi mecanismele care ar putea face ca un partid sau ca o alianță sau ca o putere instalată democratic la conducerea unei țări să aplece urechea și să pună în practică niște recomandări pe care unii din anumite zone mai întunecate așa le fac pentru poporul și țara românească. Știu ei ce e mai bine pentru noi, sau facem parte așa dintr-un angrenaj mondial în care noi avem un loc de periferie și trebuie să ne acceptăm condiția asta de slugă, de colonie, să spun așa. Mai degrabă este cea de-a doua variantă, pentru că știm cu toții, noi nu am fost primiți cu drag în Uniunea Europeană și s-a demonstrat acest lucru. Noi am fost primiți mai mult ca o piață de desfacere pentru celelalte puteri europene și cred că mai degrabă este cea de-a doua variantă. Nu suntem doriți decât pentru a putea să se facă pe noi, pe români, anumite proiecte pentru ei, anumite... Poți să folosești și termenul de experimente, cumva? N-am vrut să fiu atât de acid, dar cred că și s-a demonstrat, mai ales cu mâncarea care este adusă de transnaționale în România. Nu, dar haideți să ne uităm la experimentul salarizării în România. Aici este un experiment, mult... nu vă supărați. Da. Și cred, nu știu dacă tot în emisiune la noastră dădeam exemplu, un magazin aici în apropiere de noi, care este de la o multinațională, sunt sigur că angajații români nu au același salariu ca și cei din afară de unde provine magazinul respectiv. Ceea ce, dacă suntem în Uniunea Europeană, practică aceeași muncă, de ce să nu îl plătești la fel ca pe celălalt? Da, aveți perfectă dreptate, dar eu aș vrea să revin la o remarcă pe care foarte bine ați făcut-o dumneavoastră, și anume, eu am completat-o cu experiment. De ce n-am fost bine primiți în Uniunea Europeană? Pentru că asta nu înțeleg. Deci, noi am vrut să intrăm în Uniunea Europeană, ca și multe alte state foste comuniste. Dacă noi n-am fi fost bine primiți acolo, de ce nu ni s-a spus, bă, fraților, mai stați la rând, mai așteptați, mai... Lăsați-ne pe noi,
Oh, deci dacă luăm și analizăm din 90 încoace ce s-a întâmplat până... Fiindcă eram deja membru NATO, stat membru al NATO, pe seama, să zicem, prestației excepționale a lui Adrian Năstase, da, și 2003, a celorlalți. Da, da. După ce intrasem acolo, Uniunea Europeană n-a avut ce face și a trebuit să accepte și prezența în Uniunea Europeană a noastră. Da, pentru că eram ultima țară din sud-estul Europei, venită din lagărul comunist, cum îi spuneau ei, care putea să devină o barieră sau puteam să spunem... Zonă tampon pentru Asia și pentru ceilalți. Dar vreau să revin puțin. După 1990, ați văzut, s-au distrus uzinele, fabricile, industria s-a pus la pământ. Tot noi am fost și până în 90. Noi care, la un moment dat, exportam tot felul de utilaje, de mașini, de absolut tot. Cum dintr-o dată nu mai eram rentabili și am început să închidem ale noastre? Păi, nu știu, dumneavoastră, cu condiția... să aveți mult mai multe răspunsuri decât mine, pentru că ați fost acolo. Nu le vom afla niciodată interesele. Și pot să spun că și fost lider de sindicat, în momentul în care veneau și spuneau, domne, trebuie să închidem minele de cărbune din România. Chiar dacă noi ne opuneam, veneau și spuneau, nu, domne, nu veți fi primiți în Uniunea Europeană dacă numărul minerilor nu va scădea la atâta. Aveți cumva vreo explicație cu privire la această cauză, condiționalitate, de a reduce numărul minerilor? Nu. Nu neapărat. Există vreo reminiscență de pe vremea mineriadelor? Nu neapărat. Consider că acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple dacă România ar fi avut oameni puternici în a negocia pentru interesul propriului popor. Eu stau și mă gândesc așa și vă întreb pe dumneavoastră. Domnule, au venit aia din Uniunea, băieți, uite, știți care e situația, reduceți numărul minerilor drastic și așa e departe, așa cum a spus. Dacă nu, nu veți intra în Uniunea Europeană. Da, cam așa ați spus dumneavoastră, ați formulat. Da. Bun, eu dacă eram, prin absurd vorbind, în delegația respectivă de negociere, eu întream, bă, fraților, e ok, noi reducem, dar aia sunt oameni. Nu sunt niște piese pe o tablă de șac, nu sunt niște pioni, sunt niște oameni. Dacă noi închidem minele alea, ce le oferim ca și alternativă la viață, care viața este garantată, ar trebui să fie garantată, este țelul suprem al oricărui stat democratic și anume de a garanta dreptul la viața oamenilor. Atâta timp cât anumite funcții au fost politizate, nu se putea să se reușească ca țara asta să meargă bine. Spuneam că am avut ocazia în 2002 să intru în Parlamentul Marii Britanii. După ce s-a schimbat guvernul lui Margaret Thatcher și stăteam de vorbă cu un deputat pe domeniul mineritului de acolo și l-am întrebat, domne, dacă acum s-au schimbat, a venit alții la guvernare, cum ar veni, mă gândesc că ați schimbat foarte mulți oameni din structurile de conducere la nivelul Marii Britanii. Și a zis, nu, domnule, vă înșelați. Au fost schimbați în jur de 100 și ceva de persoane, doar funcțiile politice, însemnând miniștri, iar de la ministru, secretar în jos, toată lumea și-au păstrat locurile de muncă, aveau nevoie de specialiști. La da, noi, România, voastră, aici e problema noastră. La noi, în România, au ajuns ca să politizeze absolut tot. Nu. Inclusiv șefii de brigadă sunt, da, erau la un moment dat cu politic. Dar în anii 90, 90 și ceva, toți aceia care s-au acioat pe la ministere, neamuri, rude, specialiști, directori, șef de sector, brigadieri și așa departe, ei au rămas și formează nucleul dur. Pentru că vreau să vă spun că degeaba vine ministrul X care vrea să promoveze o lege bună când aparatul de sub ordinea lui face în așa fel încât toată buna credința ministrului să fie dinamitată și să facă tot ce vor ei. Aveți perfectă dreptate. Așa este. Dacă te duci ministru și nu ai de desubtul tău un aparat puternic care să vrea să te ajute și care să fie numit și promovat pe criterii valorice, de competență, de competență, nu pe criterii, da, de nepotism. Politice și prietenii și nu știu ce.
Acest lucru s-a răsfrânt și asupra Văijiului, să știți, că și vedem cu toții. Am ajuns în situația în care suntem în Valea Jiului și n-aș vrea să o spun cu răutate și să-mi fie iertată. Nu prea stă mie în caracter să spun lucrul ăsta. Dacă nu se face ceva în 10-15 ani în Valea Jiului, Valea Jiului va deveni o zonă în care vor mai fi câțiva oameni mai în vârstă, pentru că de acum încolo Valea Jiului se va baza pe pensiile pensionarilor minieri. Stăteam de vorbă sâmbătă cu cineva, un om de afaceri, și m-a rugat, zice, domne, caută-mi un om ca să vină să lucreze la o spălătorie. Nu a găsit și nici eu nu am găsit un om serios. Nu poți să te duci cu unul care nu se ține de muncă sau se duce când se duce. Bun, aveți perfectă dreptate. Oamenii buni, asta vreau să spun. Forța de muncă din Valea Jiului, care de altfel o forță de muncă destul de bine pregătită în anumite domenii, a plecat. Nu și-au mai găsit de lucru. Foarte mulți sunt plecați din această zonă. Bun, dar pe de altă parte, domnule Postolache, foarte bine ați ridicat problema asta și mă bucur că mi-ați ridicat mingea la fileu. Deci Valea Jiului n-a fost capabilă, după 27 de ani de agonie, să creeze un loc de muncă civilizat. Deci doar un loc de muncă la o spălătorie. Adică un tânăr, ce viitor are când de dimineață până seară dă cu furtunul și spală mașini și curăță cu aspiratorul interiorul mașinii și el, fiind tânăr și se bazează pe faptul că va ieși la pensie de la locul ăla de muncă, nu? Așa mă gândesc eu. Și își mai are de gând să-și mai și întemeieze o familie. Vedeți, aici e dezastru și tragedia noastră națională. Pentru că Valea Jiului n-a fost capabilă să creeze un alt loc de muncă pentru acel tânăr, care poate este și cu facultate, poate este și un tânăr foarte muncitor, decât acel loc de muncitor la spălătorie. Despre asta e vorba. Nu știu dacă v-am spus vreodată, în intenția mea era, dacă ajungeam primar, să mă duc la București și să pistonez guvernul care este al PSD-ului, să dea o lege specială pentru Valea Jiului. Atunci când eram eu lider de sindicat, nu se putea să dai o lege pentru anumită zonă. Acum se poate da. Și s-a dat în zona Deltei Dunării. Stătusem de vorbă cu oameni din guvernul lui Ponta, fostul guvern al lui Victor Ponta, și discutasem acest lucru. Să vă gândiți numai la masa lemnoasă care se taie pe Valea Jiului, dacă s-ar fi dat o lege care să interzică să mai plece lemnul brut, numai prelucrat, în câțiva ani de zile, în 4-5 ani de zile, se putea înființa în Valea Jiului între 4 și 5.000 de locuri de muncă. Bineînțeles, nu să-i omori pe cei care au activitate aici, cu fonduri de la Uniunea Europeană să-și aducă utilaje, unul putea să facă mobilă, unul putea să facă... De ce excludeți ideea, dacă era o lege a mediului bună și o lege a defrișerilor foarte bună, care nu permitea exportul de lemn în ster din acesta bușteni și dacă care nu permitea decât exportul de materie finită, de produs finit, de ce excludeți ideea că IKEA n-ar mai fi accesat semifabricatele celor de la Schweighofer din Sebeș, ce ar fi venit aici și ar fi făcut o superfabrică. Da, este adevărat, se puteau face, dar trebuie să pleci de la ceva. Și aici vreau ca să leg cu ce spunea dumneavoastră înainte. În Valea Jiului, fiind o fostă zonă monoindustrială unde a fost minerit, nu s-a creat alternativă. Aici știm cu toții, au lucrat 60.000 de mineri la un moment dat, cu militarii care erau. Acum, abia dacă mai sunt, în jur de 4.500 de oameni. Ori o zonă atât de întinsă, nu mai poți să o acoperi economic cu 4.000-5.000 de locuri de muncă.
trebuia în această perioadă de restructurare a mineritului să se creeze și alternativă. Bun, ați spus că ați fost în Parlamentul Marii Britanii, da, și v-ați întâlnit cu un deputat care avea interese în zonele miniere. Ei, eu vreau să spun așa că restructurări și închideri de mine s-au petrecut și în Belgia, și în Franța, și în Marea Britanie, dar oamenii aceia, și am vorbit cu cineva de la Cluj acum vreo foarte mulți ani, 20 de ani, dacă nu mi-amintesc bine, peste 20 de ani, care lucra la Universitatea Babeș-Bolyai și a participat la un seminar în Olanda, unde guvernul olandez a prevăzut, domnule, vom închide peste 10 ani nu știu ce mină, din nu știu ce bazin de acolo. Ei, în 10 ani de zile le-a pus la dispoziție programe de pregătire profesională, sprijin pentru dezvoltarea unor activități industriale alternative și mai mult de atât, toate fondurile, toți banii destinați de către guvern pentru disponibilizare nu i-au cheltuit, nu le-au dat oamenilor în mână. Zice așa, domnule, voi banii ăștia îi băgați într-o societate unde toți sunteți acționari și adunarea generală a acționarilor decide ce viitor vreți să aibă societatea asta, așa încât după 10 ani de zile de pregătiri, toți oamenii aceia care au părăsit activitatea de exploatare a cărbunelui din Belgia au avut loc de muncă și ei, și copiii, și nepoții, și toată familia, și n-a existat absolut niciun fel de convulsie socială. Presupun că pe metoda asta s-a întâmplat și închiderea multor mine din Marea Britanie. Da, și asta, și eu am avut și o altă gândire. Am avut ocazia tot în acea perioadă să vizitez o mină în Țara Galilor. O mina Tower se numea. O mină care, înainte de a se restructura activitatea minieră, avea 350 de angajați. Și au spus, domne, noi vrem să ne privatizăm. Din cei 350, 300 s-au stabilit, au format o echipă și s-au disponibilizat. Nimeni nu a primit la disponibilizare mai puțin de 8.000 de lire. Au pus fiecare acțiuni, au cumpărat fiecare pachet de acțiuni de câte 8.000 de lire, nimeni mai mult sau mai puțin. Toți la fel. Un an de zile au stat în șomaj, aveau dreptul ăsta, au plătit o firmă care le-au făcut lucrările de deschideri miniere și după un an de zile s-au apucat de lucru. În 2002, când am fost, am întrebat cum stau. Au profit, nu au profit, sunt în pierdere și au zis că pe un an în urmă avuseseră profit 1.000.000 de lire sterline. Eu, ca un român cu mentalitatea de atunci, am spus, cum i-ați împărțit la oameni? Și au zis, domne, nu i-am împărțit. Ei, fiecare și-a prins salarul și i-am reinvestit. Exact. Și îl întrebam pe director, l-am întrebat, domne, acte de indisciplină aveți? Și zice, la ce te referi? Păi, am zis, cum era absențe la noi. Absențe, să găsești unul stând, să plece mai repede din mine. Și a zis, nu, domnule, aici suntem toți egali. Absolut tot ce însemna director, inginer, miner, toți care aveau legătură cu frontul, care lucrau la frontul de lucru, aveau același salariu. Eu, că eram inginer, nu dădeam la lopată, eram un cadru tehnic, lucram, dar aveam același salariu ca ăla care trudea. Da, da, aveam și aceleași responsabilități. Corect. Adică în legătură cu procesul de producție. Da, fiecare își avea locul lui bine stabilit. Cel care lucra la transportul materialului avea un alt salariu mai mic. Cel care lucra la suprafață... Mai aveai 5 minute și facem o pauză de publicitate. De se pot face. Dar până atunci, domnule Postolache, Costel Postolache, ați fost președinte de lider sindical, să zicem așa, să folosesc termenul ăsta generic. Vedeți dumneavoastră, în anii aceia în care mișcarea sindicală era foarte puternic organizată aici în Valea Jiului și îl avea pe el lider maximum, sau cum vreți să-i ziceți, Miron Cosma. Eu am prezentat atunci astfel de abordări din Europa Occidentală vis-a-vis de mineritul de cărbune. Dom'le, dar eram cel mai mare dușman, adică niciun
director de mină care vrea să ia taurul de coarne să spună, bă frate, hai să facem cumva să eficientizăm activitatea de extracție a cărbunelui. De atunci. Nu, domne, că mergem la București, că pichetăm palatul, a căzut guvernul Roman, în 99 a fost pacea de la celebra pacea de la Cozia și așa mai departe. De ce n-a existat în rândul mișcării sindicale o astfel de abordare responsabilă vis-a-vis de minerit? Pentru că eu, dincolo de a-i critica pe toți managerii, administratorii care s-au perindat pe la conducerea, să zicem așa, activității de extracție a cărbunelui din Valea Jiului, eu identific o responsabilitate la fel de mare și sindicatelor. Total de acord cu noastră. Și eu, punctul meu de vedere, punct de vedere personal, cred că declinul mineritului în Valea Jiului s-a început exact din primele luni ale anului 1990, când toți foștii directori dinainte de 89 au fost schimbați pe criteriu că au fost comuniști. Oameni care la vremea respectivă erau în cea mai mare putere a lor și aveau și foarte bine pregătiți profesional. Așa. Și după aceea oamenii au prins curaj. Minerii au zis, bă, nu ne dă salarii, jos cu directorul ăla, jos cu inginerul ăla. Una și-au pus tot vedeți, felul de... Aici și este marea și problemă politicul. Și marea dilema mea. Și vă dați seama, motoul pe care mi l-a sugerat domnul Valeriu Butulescu corect. Este absolut, absolut semnificativ și reprezentativ și la ceea ce s-a întâmplat în Valea Jiului. Și dacă am ajuns în situația în care am ajuns în România și implicit în Valea Jiului, ni se datorează și nouă, tuturor cetățenilor, pentru că atunci când am văzut că se petreceau anumite lucruri, am întors capul sau ne-am făcut că nu ne interesează sau nu n-am vrut să ne implicăm. Vedeți, cu toții avem de suferit. Vedeți, eu vreau să vă spun așa, că eram inginer proiectant, șef de colectiv la un colectiv de cercetare de la Institutul de Proiectări Minere Cluj-Napoca și aveam de predat niște proiecte pe aici, prin Valea Jiului și am venit la Mineriada din 13-15 iunie 1990 și am ajuns în Deva cu trenul, am fost și pe la IPEG Hunedoara cu ceva lucrări pe care le-am predat și aveam un tren de seară care trebuia să ajungă în Petroșani de la Deva. Acel tren, celebru tren Deva-București pe care știți cu toții. Și neavând ce face, m-am dus în sala de așteptare și mă uitam la televizor, că n-aveam ceva ce, că între timp puseseră oamenii aia un televizor acolo și era programul acela revoluționar, în perioada post-revoluționară, era un program așa foarte interesant pentru noi, veniți dintr-o epocă cu două ore de program, te lau și te cânt Românie și cântarea României și așa. Și la un moment dat s-a oprit emisia la programul de televiziune. Și nimeni nu știa nimic, habar n-aveam ce s-a întâmplat. Din sala erau foarte mulți care erau în sala de așteptare, foarte multe persoane, toată lumea zumzea pe acolo, nu se știa ce se întâmplă. Și, bineînțeles, a venit seara, a fost garnitura de tren trasă la peron, ne-am urcat în tren și am plecat spre Petroșani. La intrarea în Petroșani, la Petroșani Triaj, acolo, deja am văzut de la geamul vagonului luminițe, tot felul de lămpașe, tot felul de lucruri. Când ne-am mai apropiat de zona principală a gării, era mai luminat pe acolo, nu știu ce, am văzut mineri, o masă așa imensă de mineri, cu lămpașe, cu cos de topoare, cu cos de târnăcop și așa de departe. Dar era ceva pentru mine halucinant, inimaginabil. Și culmea, că mai aveam și o geantă pe care aveam o țiplă de aia, un acțibil de la, cu PNL-ul, cu săgeata. Aoleu, unde am ajuns? Și vă dați seama așa un colet cu proiectele, cu 4 exemplare sau câte erau și erau niște proiecte așa, fiecare dosar. Și de-abia am plecat din gară și când am ajuns mai așa, am întrebat și eu, domnule, ce se întâmplă? Pleacă minerii la București. Deci mi-a rămas întipărit în minte și eu cred că și când voi da colțul, această imagine îmi va rămâne.
Credeți, și după aceea facem publicitate, după ce răspundeți la întrebarea asta, credeți că pe noi cei din Valea Jiului astfel de lucruri ne-au afectat în mod excepțional și acum tragem ponoasele după 27 de ani? Nu. Nu pot să cred acest lucru, pentru că ceea ce s-a întâmplat, eu vin și spun în 14-15 iunie, pentru că minerii doar în 14 au fost la București, n-au fost din data de 13. Corect, aveți da? Dreptate. Eu vă spuneam ce s-a întâmplat în 13 seara. De ce spun? Nu putem să le legăm că a avut cineva cu noi ceva. Nu. Și revin la 2012, când s-a înființat Complexul Energetic Hunedoara, o societate nouă care nu a avut nicio datorie și care a ajuns unde a ajuns. Corect. Să spunem, da, domne, au avut atunci ce au avut cu noi, cu fosta regie autonomă a Huilei, combinatul minier, cum era la vremea respectivă. Dar în 2012 a venit și s-a înființat o entitate nouă care... Vorbim despre evoluția mineritului după 2012 până astăzi, după pauza de publicitate. Acum haideți să vedem ce ne oferă Teddy la publicitate. APA Prodesa anunță că situația clienților din area de operare care au rămas fără apă la robinete este cauzată de neplata facturilor către societatea de apă, fie direct de către aceștia, fie de către asociațiile de proprietari din care fac parte. Pentru rebranșare la rețeaua de apă este necesară achitarea integrală a debitului pentru care au fost debranșați. APA Prodesa îi roagă pe consumator să înțeleagă că, la fel cum își achită și celelalte facturi de utilități publice, trebuie să facă un efort și să achite și factura de apă. Operatorul regional de apă și canalizare își manifestă deschiderea pentru orice negociere constructivă cu respectarea contractului și a legislației în vigoare, negociere menită să îmbunătățească atât calitatea vieții cetățenilor, cât și relația dintre societate și consumatori. Mulțumim pentru înțelegere! Noul Golf cu Gesture Control. We make the future real. Vino la reprezentanța Volkswagen Alba Iulia Protos Auto. Ne găsești pe strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 6E, la telefon 0258803300 sau pe protos-auto.ro. Volkswagen. În rețeaua ACTA, gratuit și exclusiv. Calu! În nemernicia mea, ca un câine turbat. Ocupațiunea ta mentală, cocoșilă, e la alte prostii. Ești prost. De 2000 de ani poporul ăsta râde. Râde! Cu sau fără voia cuiva. Doriți o scenă tragică, o scenă comică sau o scenă de amor? De acum înainte se va vorbi românește! Asta-i pohta ce-am pohtit. Un canal TV de filme românești. E nemaipomenit asta! Dar cum îl cheamă? Cinemaraton.
de la 30 martie, oferit de ACTA. Ești pasionat de domeniul vânzărilor și îți dorești un loc de muncă în telecomunicații? Acum ai ocazia. Orange Store angajează reprezentant vânzări pentru punctele de lucru din Brad și Alba Iulia. CV-urile se trimit la adresa de e-mail ru@progsmalba.ro. Pentru mai multe detalii poți suna la numărul de telefon 0740503204. Vino în echipa Orange Store. Societatea Comercială Eurofruta SRL organizează selecții de personal feminin pentru campania de căpșuni afine și zmeură. Înscrieri la telefon 0247 411 247. Firmă specializată cu experiență în domeniu realizează transport internațional de persoane și coletă pe ruta România-Germania și retur, transport de la adresă la adresă, transport auto pe platformă, plecări săptămânale. Telefon 0757 850 616 sau 0049 157 080 011 96. De la primele dureri în gât, ia Faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor, grăbind vindecarea infecțiilor acute din gât. Nou, acum Faringosept, fructe de pădure, mentă și vanilie. Din nou direct, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua ediției noastre în această seară cu domnul inginer Costel Postolache, consilier local la Petroșani, din partea, așa, a PSD-ului, partidul aflat la putere. Domnule Postolache, spuneam înainte de pauza de publicitate că aș vrea să discutăm despre devenirea companiei naționale a Huilei, știu eu, combinatul minier, cum vreți să-i spuneți, în 27 de ani, această epavă, această stafie care ne bântuie pe toți. Dacă ar fi să folosiți cuvinte puține, fraze puține și să trageți o concluzie, pentru că la 27 de ani, în opinia mea, chiar se impune și din punct de vedere istoric. Având în vedere că industria românească a căzut, și a decăzut foarte mult după 1990, era de așteptat că nu mai putea să fie compania națională a Huilei la dimensiunea aceea mare. Și pentru că nu mai aveai unde să dai coxul, nu mai era nevoie de cărune constitucional. Vreau să vă spun ceva, îmi cer scuze că fac o mică paranteză, vă rog să mă scuzați, dar trebuie să vă spun așa. Am fost la o multinațională de asta care face comerț în gros și în detalii pe niște suprafețe imense și s-au construit lanțuri de supermarketuri și am văzut acolo, domnule, cărbune de grătar importat din Germania, un săculeț așa de 10 kg, 25 de lei. Deci vă dați seama ce sursă imensă de venit. Dacă eu aș fi fost într-o situație de a sfătui pe cineva în momentele acelea, domnule, din cărbunele astea din Valea Jiului, făceam săculețele alea. Și oamenii vara sau iarna sau când vreau, în afară de peleții aceia, puteam să dezvolt și industria de centrale termice de apartament cu combustibil solid, cărbune, cărămizile acelea pe care dumneavoastră le știți foarte bine, în toată Europa Occidentală le găsiți. Puteam să dezvolt și sectorul ăsta. Puteam să mențin mineritul la o stare foarte bună de funcționare. Asta și vreau să leg până la urmă. Da. Faptul că după 90, decăzând industria, nu mai aveai unde să... ce să faci cu cărbunele la un moment dat... Așa spunea unii, că nu mai aveai ce nu, să faci. Vă spun că la un moment dat în Valea Jiului se extrageau peste 8 milioane de tone de cărbune de huilă. Foarte bine, dar dimensiona extracția în funcție de piață.
De ce vreau să vă spun lucrul ăsta? Atâta timp cât aveai subvenția de la stat, nu te lăsa ca să o vinzi sau să faci altceva cu ea? Nu te la lăsa, cine nu te lăsa? Statul român, pentru că veneau și spunea, bă, păi, eu ți-am dat subvenție român, pentru român, tine. Statul român era acționar unic la... De acord. Așa erau legile făcute prost în țara asta, că nu te lăsau să faci. Dar revenim... Dar asta e cea mai mare inepție economică, după părerea corect. Mea. Corect. Am încercat... Statul francez este acționar la regia Renault? Da. Bun. Da. Statul francez a interzis cumva regiei Renault și administrației regiei respective nu. Să se dezvolte și să fie una dintre cele mai profitabile companii de producție de autoturisme din lume? Nu. În perioada adică... în care lucram cu liderii, cu colegii mei în sindicate, am avut tot felul de intervenții pe chestia asta. Am zis, domne, dacă nu mai există cerere la combinatele siderurgice, s-au închis Galațiu, Hunedoara, Călanu, care vreți dumneavoastră, Călărașu, tot. Am zis, domne, lăsați-i ca să facă saci de cărbune în zona, să deschidă depozite în zona Olteniei, acolo unde nu aveau oamenii cu în ce Moldova. Nu au vrut să ne lase. Uitați, am vorbit cu cineva astăzi de la CET Galați. CET Galați furnizează agent termic pentru Brăila și Galați. Da? Aceeași model e CET Oradea, sunt multe, Arad, Timișoara și așa mai departe. Toate funcționau pe bază de cărbune, de huilă. Acum toate au trecut pe arderea gazului metan. Deci mai mare aberație economică n-am întâlnit nici măcar la grădiniță. Un copil de grădiniță, dacă îi explicai despre adică treaba asta... Adică foarte scump pe gaz. De luna viitoare se liberalizează prețul gazelor. Problema este că n-au vrut să ne lase. Și ajungem în 2012. În 2012, când s-a format o entitate nouă. Exact. În 2012, această societate a plecat de la zero. Nu a avut datorii, nu a avut absolut nimic. Eu, din punctul meu de vedere, consider că managementul care a fost și probabil nu numai managementul, au fost și alte, putem să spunem, chestii colaterale, respectiv și sindicatele s-ar putea să fie avut o mână băgată acolo, au dus la ceea ce este astăzi, domnule, în cadrul complexului energetic. Să vorbim așa cum știm noi, mai rațional, mai logic, ca și tehnicienii. Domnule, pleci de la zero și ai acum datorii de 1 miliard de euro sau ce știu eu, ceva de genul ăsta, în 4 ani. Nu știu, da. Nu contează. Da, o cifră, dăm o cifră. Sute de milioane, poftim. Da. Unde s-au dus banii ăștia? Că eu, din punct de vedere economic, nu pot să identific decât un scenariu. Și anume, domnule, costul de producție sau prețul de producție cu salariile, cu piesele de schimb, cu regie, cu habar n-am eu ce mai intră acolo, prețul de producție era mai mare decât prețul de vânzare a energiei electrice. Care preț de vânzare a energiei electrice tot statul a stabilit. Corect. Și ajungem la exemplu care îl dădeam tot timpul în emisiunile unde mergeam la televizor. Eu fac pixul ăsta și ca să-l fac mă costă 10 lei. Dau un exemplu. Păi tu, stat român, de ce mă obligi să-l vând cu 8 lei dacă pe mine producția și cu tot mă costă 10 lei? Același lucru s-a întâmplat și în minerit. Ca să scoți o tonă de cărbune, dau un exemplu, te costa... Aici un milion aici de lei? Trebuie să facem o divagație și să spunem așa că din prețul de producție care este partea parandărătului, șpăgii, contractelor oneroase și așa mai departe, pentru că eu spun așa că cel puțin 20% din prețul acesta de producție mergea înspre prietenii politici. Niciodată nu s-a plătit real prețul unei tone de cărbune pe care o scoteai. Pentru că probabil de la președintele României și până la ultimul brigadier din mina de la Puțu Pleznitoarea, de la mina Vulcan, să spunem, știa că, domnule, noi spunem că prețul de producție X lei, din care cel puțin 20% reprezintă șpăci, parandărăt, mită și așa departe. Minerul n-avea de unde să știe. Numai problema alta era. Dumneavoastră spuneți că n-avea de unde să știe. Minerul nu. Minerul
cel mai fidel critic al sistemului din... Vă spun eu. Sunt de acord. Foarte mulți muncitori de la subteran, din brigăzi și de la înainte, de la cum, erau folosiți pentru a lucra acasă la șefi. Este adevărat ce spuneți. Și eu nu sunt sigur că nici acum nu se mai practică. Și erau puntați, bineînțeles. E, acest lucru a dăunat foarte mult mineritului. Pentru că, dacă ne aducem aminte, au fost și cântăreți care erau pontați la nu știu ce mină, cântăreți de nivel național, care habar n-aveau. Și erau toți adunați, reprezintă o anumită sumă de bani. Corect. Un manager responsabil nu ar fi permis în ruptul capului nici așa ceva. Aici au fost, eu zic că, greșelile și administrației și a sindicatelor că au acceptat acest lucru. Vă aduceți aminte? Legătura cu politica de personal a unei unități minere sau a complexului energetic sau a orice entitate de aici nu era făcută de sindicat. Și nu avea niciun fel de abilitare sindicatul să facă politica de personal și de management. Nu, dar cred că la un moment abuz de putere? Au fost mână în mână și au zis, domne, lasă-l pe ăla așa, dar mi-l pui și mie pe ăsta dincolo. Și ceea ce este greșit. Mașină la sindicat și ceea ce este eu, greșit. Plătesc eu motorina din banii companiei. Eu am avut, companiei. Nu dau nume de director, în anul 99 sau în 2000, când eu un an de zile am lucrat la București în 98, la Confederația Sindicatelor Miniere. Aoleo. Aveam telefoane date de întreprindere, fiind lider de sindicat, fiind marele lider de sindicat de la vremea respectivă, aveam un telefon. Dar pentru el aveam o anumite minute, nu știu, 30 de minute la vremea respectivă, era enorm de mult. Am depășit și m-a pus la plată directorul. N-am comentat. Deci, asta este. Așa, eu folosesc de ani de zile acest abonament de la acest telefon și mi-l plătesc singur. Compania nu își permite să-mi pună la dispoziție un telefon pentru că situația este așa cum este. Drept pentru care și eu am înțeles și compania poate că mă ajută în alt fel. Dar niciodată nu s-a pus problema, domnule, vin eu aici... Fac eu tot felul de aranjamente cu domnul Postolache, îl chem în emisiune și las că îmi plătește el parandărătul la JEP, cumva. Deci așa ceva este exclus. Atunci era și legislația de așa natură că îți permitea acest lucru. Era întreprinderea obligată să-ți asigure mașină pentru liderii de sindicat când mergeau la București, telefoane, facturi... Scuzați-mă, liderii de sindicat au avut mașină la scară și au avut hotelul Onyx la dispoziție pentru paranghelie acolo. Eu, adevărat ce zic? Poate sunt printre sau singurul care mi-am dat demisia de la mașină de la scară și de la anumite facilități. Știți, foarte eu în 2003 am plecat și mi-am văzut de treabă. Nu s-a mai putut. Bine și vă felicit. M-am văzut de treabă. Dar lucrurile astea au dăunat întregii văi a Jiului. Nu numai pentru o anumită unitate, pentru absolut... Bun, dar eu vreau să vă întreb, la 27 de ani și la marasmul în care se zbate această încă... unitate economică cu capital integral de stat și anume complexul energetic Hunedoara. Dom'le, totuși, nu ar trebui să răspundă cineva? Da, eu sunt sigur că dacă cei care, de exemplu, eu să vin să preiau după dumneavoastră o unitate, indiferent de care este, că este minieră sau o societate, vin și trag o linie și spun, dom'le, eu de aici am preluat. Vreau să nu veniți se mai găsesc acte, nu se... faceți ce un se audit. Mai găsește? Atâta timp cât înseamnă că pleacă de undeva de sus și nu se dorește să se facă lumină. Mi-ați spus că dumneavoastră, pe vremea când lucrați la Confederația Sindicatelor Miniere la București, ați avut tangență cu cei din Ministerul Energiei, fostul Minister al Economiei, al Economiei și așa mai departe. Spuneți-mi și mie, sunt foarte curios, pentru că eu niciodată n-am avut posibilitatea, deși am vreo 24 de ani, 25 de ani de presă, să stau de vorbă cu un funcționar al Ministerului Economiei și să aibă, să spunem, eleganța, tăria de caracter, sinceritatea necesară, ca să-mi spună și mie cum se luau deciziile alea vis-a-vis de Valea Jiului, acolo. De multe ori se luau doar la presiunea făcută de sindicatele miniere. Și nu numai din Valea Jiului. Erau sindicate miniere și de la Gorj, și de la Baia Mare, și de la Ploiești.
Dar să știți că am întâlnit cazuri și dacă cei care ne urmăresc și aduc aminte, era o perioadă foarte grea după primele disponibilizări, 97, 98, 99, când Compania Națională a Huilei de la vremea respectivă producea cărbune, îl dădea către cei de la Electrica, îl foloseau, dădeau energie electrică și nu ne plăteau banii pentru ceea ce luau, pentru cărbunele nostru. Și de foarte multe ori, presiuni, du-te încolo, du-te premieri. De ce? Pentru că ei ardeau cărbunele în cazanele respective, în termocentrale, produceau energie electrică. Energia electrică nu putea fi stocată, era vândută cum se producea. Corect. Dar și ei încasau banii. Banii nouă nu ne nu dar ne ei de ce nu vă... Nu, să redistribuia numai, la nivel național. Își făceau ei ce treburile lor. Cert este credeți că am o întrebare foarte scurtă și foarte, să zicem, bine țintită. Credeți că băieții deștepți de la energie au avut vreo contribuție la starea în care se află complexul energetic Hunedoara acum? Sigur, da. Pentru că au cumpărat ieftin energie de la hidroelectrica și sistemul energetic trebuia să plătească scump această energie. Sigur, da. Sigur, da. De ce nu întreabă nimeni nimic de sănătate? Sigur, da. Dar vreau să vă relatez un fapt. Am avut cazuri când ne-am dus noi, liderii de sindicat, în birou la un funcționar din Ministerul Economiei de la vremea respectivă și documente care noi știm că le-am predat și le-a băgat de față cu noi în sertar, urmând în două zile ca să le semneze și să trimită să intre banii pentru Valea Jiului, le-am găsit tot acolo. Nu recunoștea până nu ne-am dus și am deschis sertarul și a zis, uite băi, și ce spune? Nesimțitule. Nimic. Deci să avea ordin de undeva de nu, sus. Să înțeleagă toată lumea. Cei care ajung acolo în anumite funcții nu-i mai interesează de ceilalți. Pentru că au salariile foarte bine plătite, pentru că au un apartament acolo, ceilalți, restul populației, suntem uitați de ei. Și ce ar trebui să facem noi? Din Ministerul Economiei, când eram eu lider de sindicat cu care puteai să rezolv și am rezolvat foarte multe lucruri, este domnul ministru secretar de stat Paican. Cu dânsul, într-adevăr, a fost și de meserie miner, el a condus bazinul Olteniei într-o anumită perioadă și cu el puteai să rezolvi anumite lucruri. Din păcate, noi vorbim așa că e o floare acolo, dar cu o floare nu se face primul S-a terminat, an. Numai. Atâta timp cât noi, care eram o forță, nu am reușit să implementăm oameni cât mai mulți și oameni de valoare în anumite funcții în minister, consider că de aceea am ajuns și unde am ajuns cu complexul energetic. Domnule Postolache, până la pauza de publicitate mai avem iarăși 5 minute, dar până atunci vreau să vă spun așa, uitați, în tot marasmul acesta din mineritul din România există și o floare. Floarea se numește Cupromina Brud, care Cupromina Brud a fost la un pas de desființare și acolo au fost cârdășii, clanuri, baron local care stăpâneau această companie și pe care o jefuiau. Și de vreo 2 ani de zile s-a instaurat o administrație nouă acolo și anul trecut au făcut un profit de vreo 16 milioane de lei. Și anul ăsta merg foarte bine și toată producția e la export și avem și de-aia peste ce a fost înainte. Și nimeni nu mai are nicio problemă. Fac și angajări, fac angajări pentru tine, totul e în regulă acolo. De ce? Acolo se poate și aici nu se poate. Se poate și aici. Se poate și aici, eu vă spun din punctul meu de vedere, încă se mai poate salva ceva din complexul energetic Hunedoara. Dar trebuie să vină o mână forte și în primul rând trebuie să aibă sprijin în politic, sus și la ministerul care îi coordonează și să taie în carne vie. Păi eu vă întreb așa, ce sprijin trebuie să aibă acolo când actualul guvern, am înțeles că are o delegație la Bruxelles care negociază un ajutor de stat de urgență pentru mineritul din Valea Jiului, pentru ca minele să poată să reziste până în anul 2024, avându-se în vedere situația disperată prin care am trecut în iarnă, atunci când au fost frigurile acelea extreme și sistemul energetic național a rezistat pe bază de producție de energie electrică pe huilă. Și în afară de faptul că orice fel de guvern ar trebui să dea mână liberă pentru un management foarte performant și foarte serios,
și pe bază de obiective. Băi, frate, luna viitoare plătește atâta din datorii. Și așa mai departe. În paralel, ar trebui văzută și liberalizarea asta a prețului energiei, cum vine. Pentru că, din punct de vedere legislativ, deci eu stau și mă gândesc, mă, frate, când avem nevoie de energie electrică pe bază de huilă de Valea Jiului, o plătim tot la același preț ca și când n-am fi avut nevoie și merg eolienele și bate soarele și așa mai departe. Adică trebuie reglementată și această situație, în opinia. Haideți că... știți care era consumul de energie electrică în România în jurul orii 19:45? Vreo 9.000 de megawatți. 7.046 de megawatți, din care pe cărbune erau produși 1.320. Pe eolian era produs 1.051 de megawatți. Cu ce preț se produc acești 1.300 de megawatți pe cărbune și cu ce preț se produc pe eolian? Nu, aia pe eolian mai și primesc niște bani. Da, certificatele verzi, vedeți? Certificatele verzi. Asta este problema în România. Stați să vă spun, nu-i ajuți pe cei care au nevoie. Adevărat, eu n-am nimic împotriva eolienelor, foarte bine. Dar când nu bate vântul, acum e primăvara, se mișcă atmosfera, se mișcă stelele, se mișcă tot felul de lucruri. Bate vântul, se învârte liciile. Dar când nu se întâmplă acest fenomen, ce se întâmplă cu sistemul? Pentru că sistemul și într-o zi fatidică trebuie să funcționeze la aceiași parametri și într-o zi demențială trebuie să funcționeze la aceiași parametri. Și atunci cine asigură sistemul ăsta? Normal că or să ceară să... pentru că sunt sigur că cei de la Paroșeni și Mintia sunt blocați. Atâta timp cât merg eolianele, când merg eolienele, când merg nucleara, când și nu e nevoie de energia produsă pe cărbune, ei sunt opriți. Numai dacă e nevoie, atunci... De ce nu s-a constituit o astfel de companie? De ce guvernanții, cei care au luat decizia, nu au avut în cap, bă, frate, eu am înțeles că se liberalizează piața de energie, dar facem și noi o companie pe modelul CEZ-ului din Cehia, o companie care produce energie pe baza unui mix de energie. Să fie o hidrocentrală, să fie, nu știu ce, pe acolo, eoliană. Adică acest preț mediu să fie și competitiv și să fie asigurat în interiorul companiei. Dacă unii consumă mai mult pe bune, nu pe furturi, atunci cei care produc mult mai ieftin să-i compenseze pe cei care obligatoriu, prin natura producției, cheltuiesc mai mult. A fost o variantă propusă de Iulian Iancu, era la vremea respectivă președintele Comisiei de Industrie a Parlamentului și a venit cu o propunere ca să fie la nivel de România trei complexe mari energetice. Unu, care să cuprindă Valea Jiului, cu ce erau minele de aici, porțile de fier formau un complex energetic. Un alt complex energetic era format din bazinul Olteniei și nuclear electrica, iar cel de-al treilea bazin era format din energia verde și cu tarnița în momentul în care îi dădeau drumul. Nu a fost agreat. Acest lucru, dacă se făcea, într-adevăr, puteam să vorbim și despre minerit în continuare și puteai să jonglezi cu energia. Dar acum stau și mă gândesc că după aceea trebuie să facem publicitatea, dar stau și mă gândesc, toate centralele astea, CET-urile de pe teritoriul României funcționează pe bază de gaz metan. Dom'le, cât cheltuim noi? Cât cheltuiește populația? Pentru că nu plătește statul gazul metan ars în CET-uri. Vedeți situația de la București, vedeți situația de la Galați, despre care vă povesteam. La Oradea a fost un CET foarte puternic, m-am mai spus în emisiunea asta. Dom'le, și pe nimeni nu interesează nimic. Așa este, nu... Piața de desfacere. Bă, am dat exemplu Renault, poate e prost, poate găsim alt exemplu, dar, dom'le, o companie și dacă ea e de stat, faci niște reglementări în așa fel încât compania aia să atragă cât mai multe venituri din cât mai multe zone de interes. Domnul Poliopol, la câțiva kilometri de noi de aici știți că se va face centrală pe bază de apă. Domnul, se va produce... Șef. Ascultați-mă, rău știți ce este? Că nu este pe teritoriul județului Hunedoara. Nu putea să existe gândirea să fie băgat în partea asta încoace?
va fi, Jiu va fi oprit, probabil va fi oprit și va fi dus pe canalul de aducțiune și va fi scos la scadru. Nu puteam să-l producem noi, să fie pentru noi în zona asta? Nu știu, aici s-ar fi putut, dar aici eu... Nu știu că tu are 35 de megabați, cât va avea, nu știu cât va. Da, dar eu așa identific așa un fel de patriotism local, pentru că dacă se face termocentrarea, până la urmă tot pentru sistemul energetic național produce și tot a statului. De acord, dar locurile de muncă erau un special de aici? La asta mă gândesc. La da, creere... În ceea ce privește locurile de muncă aveți dreptate, dar poate că soluția tehnică impunea ca centrala să fie amplasată acolo, pentru că mă gândesc și eu căderea, diferența de nivel între... Este într-adevăr, este destul de mare. Probabil că s-a ales această decizie din rațiuni în primul rând tehnice. Pentru că dacă s-ar fi amplasat la nivelul județului Hunedoara, până la Polatiște, acolo ce avem? 30 de metri diferență de nivel, ce e? Nimic. Da, e adevărat, numai debitul mare vine de pe cele două jiuri. De aici, pe noi ne va, o să ne trezim când mergem pe defileul jiului, deci și mai vedem să... jiul, îl trecem cu pasul. Stați să ajungem să vedem prima dată defileul jiului, că acolo este o altă problemă foarte mare, imensă, și anume finalizarea drumului dintre Târgu Jiu și Petroșani, pentru că dacă s-ar finaliza într-un viitor, să zicem, previzibil, ar face cumva deschiderea aceasta către sudul țării mai accesibilă. Zic eu, nu știu. Cu lucru benefic ar fi dacă s-ar face și legătura de la Uricani către Herculane. Și aia e de... Atunci ar fi altceva. Da. Domnule Postolache, despre toate aceste posibilități ale Văii Jiului vorbim în ultima parte. Noi acum trebuie să facem o pauză de publicitate, ultima pauză, și revenim după aceea. APA Prodesa anunță că situația clienților din area de operare, care au rămas fără apă la robinete, este cauzată de neplata facturilor către societatea de apă, fie direct de către aceștia, fie de către asociațiile de proprietari din care fac parte. Pentru rebranșare la rețeaua de apă este necesară achitarea integrală a debitului pentru care au fost debranșați. APA Prodesa îi roagă pe consumator să înțeleagă că, la fel cum își achită și celelalte facturi de utilități publice, trebuie să facă un efort și să achite și factura de apă. Operatorul regional de apă și canalizare își manifestă deschiderea pentru orice negociere constructivă cu respectarea contractului și a legislației în vigoare, negociere menită să îmbunătățească atât calitatea vieții cetățenilor, cât și relația dintre societate și consumatori. Mulțumim pentru înțelegere! Noul Golf cu Gesture Control. We make the future real. Vino la reprezentanța Volkswagen Alba Iulia Protos Auto. Ne găsești pe strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 6E, la telefon 0258803300 sau pe protos-auto.ro. Volkswagen. În rețeaua ACTA. Gratuit și exclusiv. Calu! În nemernicia mea! Ca un câine turbat! Ocupațiunea ta
mintale cocoșile, e la alte prostii. Ești prost? De 2000 de ani poporul ăsta râde! Râde! Tu! Sau fără voia cuiva! Doriți o scenă tragică? O scenă comică? Sau o scenă de amor? De acum înainte se va vorbi românește! Asta-i pohta ce-am pohtit. Un canal TV de filme românești. E nemaipomenit ăsta! Dar cum îl cheamă? Cinemaraton. De la 30 martie, oferit de ACTA. Ești pasionat de domeniul vânzărilor și îți dorești un loc de muncă în telecomunicații? Acum ai ocazia. Orange Store angajează reprezentant vânzări pentru punctele de lucru din Brad și Alba Iulia. CV-urile se trimit la adresa de e-mail ru@progsmalba.ro. Pentru mai multe detalii, poți suna la numărul de telefon 0740503204. Vino în echipa Orange Store. Societatea Comercială Eurofruta SRL organizează selecții de personal feminin pentru campania de căpșuni afine și zmeură. Înscrieri la telefon 0247 411 247. Firmă specializată cu experiență în domeniu realizează transport internațional de persoane și colete pe ruta România-Germania și retur, transport de la adresă la adresă, transport auto pe platformă, plecări săptămânale. Telefon 0757 850 616 sau 0049 157 080 0111 96. De la primele dureri în gât, ia Faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor, grăbind vindecarea infecțiilor acute din gât. Nou, acum Faringosept, fructe de pădure, mentă și vanilie. Suntem din nou în direct, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a ediției noastre din această seară cu domnul Costel Postolache. Domnule Postolache, în pauza de publicitate mă uitam și eu pe net. Pe net, că nu, de unde să mai... așa? Ascultați aici. Inspectorii antifraudă au identificat o firmă care lucra prin intermediul a 4 societăți fantomă, iar obligațiile fiscale datorate bugetului de stat depășesc 12,43 milioane de lei. Deci, o sumă aproximativ egală cu profitul pe care l-a realizat tot anul trecut, cu Prumin, după ce și-a plătit toate obligațiile către stat, către angajați, către bugetele de asigurări sociale, către toate dările, și-a rămas aproximativ cu astfel de sumă. Și atunci, fără niciun fel de probleme, la noi în țară există societăți de genul acesta care au prejudiciat bugetul statului cu 12,43 de milioane. Eu vă întreb așa, cum presupun că pe aceeași suveică, să spunem, operațională, s-au întâmplat și prejudiciile de la complexul energetic Hunedoara. Cum de păște îi prinde Direcția Generală Antifraudă Fiscală și la complexul energetic nu se întreabă nimeni: bă, frate, care e situația voastră acolo? Probabil vor ajunge la absolut toți cei care au fraudat statul, pentru că până la urmă nu se mai poate. Și nici nu se poate să ai o societate care să fraudezi cu atâția bani. Și mă gândesc că dacă ea l-a purificat, o să vedeți că nici salariile nu le-au plătit la oameni, și au lucrat și cu ei la negru și alte și alte lucruri. Cred că legislația este de vină aici, în această problemă. Dar nu vă supărați. Legislația asta cine ar trebui să o corecteze și să o modifice dacă PSD-ul dă dovadă la nivel național de
o teamă ancestrală, nu știu, habar n-am, li frică la oia de acolo, de la majoritatea aia, de cine? De DNA, de Coduța Chioveș și de SRI, de cine? Nu, nu numai lor, eu stăteam de vorbă și cu angajați din primărie care ziceau, domne, dacă nu se face ceva în privința legislației de a nu ne mai lua la întrebări când ai semnat pentru ceva, să fie abuz în serviciu, nimeni nu va mai semna absolut nimic. Haideți să clarificăm, domnule Postolache, da. Noi doi un lucru, de față cu telespectatorii. Dom'le, abuzul în serviciu astăzi, la ora asta, este dezincriminat. Conform prestației celebrilor manifestanți care, la ordonanța 13, care ar fi dorit să reincrimineze această infracțiune după decizia de anul trecut a Curții Constituționale, au făcut ca domnul ministru de pe vremea respectivă să retragă ordonanța și să-și prezinte demisia. Punct. Nu, tocmai de aceea, că nu este terminată cu ea, pentru că dacă ai semnat ceva, o hârtie, și îi se pare procurorului că nu e în regulă, vine și te întreabă de ce ai semnat. Și te bagă la abuz în serviciu. Dar nu te mai poate băga, pentru că, vedeți, sentințele acestea pe bandă rulantă. Avem cazul de secretarului de la Consiliul Județean Hunedoara, care a primit o sentință rămasă definitivă favorabilă la Curtea de Apel Alba Iulia. Dar știți cum, când te cheamă la procuratură și te întreabă și te învârte și te aia, până la urmă zici, bă, dar de ce să semnezi? Nu semnezi și îmi văd de treabă. Totul trebuie făcut în legislație să fie clar. Deci absolut tot. Și când ai făcut clar, atunci lucrurile se vor limpezi de la sine. Pentru că nu este normal să fie omul... Bun, și atunci vă întreb așa, probabil că ați discutat cu colegii dumneavoastră, de ce PSD-ului este frică să ia taurul de coarne și să asaneze sistemul acesta de justiție? Nu este frică, le vor pune la punct, dar acum ei se bazează foarte tare pe programul de guvernare care l-au prezentat oamenilor și pentru care au luat voturile. Asta interesează cel mai mult. Ei trebuie să-și respecte programul de guvernare. Trebuie să știți și să-mi dați o explicație, da? Cu privire la schimbarea de paradigmă, într-un fel, privind legea salarizării unitare. Acum, de două zile, nu se mai vorbește despre emiterea unei ordonanțe de urgență, ci se vorbește de trimiterea acestui pachet legislativ al salarizării unitare către un grup de parlamentari ai puterii care să aibă ei inițiativă legislativă. Acum îmi puneți o întrebare dificilă și am să vă răspund în felul următor. Dar nu e pertinentă? Da, foarte corect. Și eu am să vă răspund și din punctul de vedere al unui fost lider de sindicat și din punctul de vedere al unui cetățean. Acum am să vă spun din punctul de vedere al unui lider de sindicat. Normal că după atâția ani au apărut discrepanțe între anumite categorii socioprofesionale din România. Și dumneavoastră reprezentați o categorie socioprofesională, eu reprezint altă categorie socioprofesională. Și probabil venim și spunem, să zicem, noastră reprezentați partea de sănătate. Celor din sănătate li se plătesc sâmbetele lucrate în procent de 200%, iar eu, să spunem că îi reprezint pe cei din administrația publică, celor care lucrează peste program nu le pot plăti deloc serviciu prestat sau nici program ce stă peste program și nici sărbătorile legale. Ceea ce nu este legal. Aici ei nu se înțeleg din punct de vedere al liderilor de sindicat și vreau ca să înțeleagă toți. Când eram în sindicate, exista acea coaliție tripartită, patronat, sindicate, politic. Nu se putea face absolut nimic până nu se discuta. Când au venit guvernul Boc, au tăiat lucrul ăsta. Bine, lucrurile acestea, ceea ce spuneți dumneavoastră corect, le subliniați, dar aceste lucruri erau valabile în varianta unei ordonanțe de urgență. Dar vreau să vă dau o veste foarte mare, ca să vă scutez de niște explicații suplimentare. Domnul Liviu Dragnea, președintele partidului dumneavoastră, astăzi seară, după ora 20 și 30, când am intrat noi în emisie, a declarat foarte clar. Citez ce a declarat la postul acela de televiziune. Joi vom semna ca inițiativă parlamentară legea salarizării unice
Sorin Grindeanu și Liviu Orguța Vasilescu mi-au zis că, în opinia lor, cea mai bună variantă este să o transformăm într-o inițiativă parlamentară și nu într-o inițiativă legislativă a Guvernului pentru a câștiga timp. Cel mai bine este ca dezbaterile să aibă loc în comisiile de specialitate. Azi, proiectul de lege pentru salarizare unitară este gata. Urmează ca joi, poate de mâine, ministrul Muncii să meargă la Parlament să strângă semnăturile. Joi va fi semnat de liderii coaliției și de parlamentari. Îl invit joi pe președintele Tăriceanu să vină la Sinaie să semnăm împreună acest proiect de lege. Exact, ne întoarcem la motoul care este pus acolo de la începutul emisiunii. Un popor anesteziat cu supradoze de libertate se crede suveran, în timp ce este jefuit. Deci toți se cred mai suveran decât papa și toată lumea cere. Nu, că eu am dreptate, că eu am dreptate. Și atunci revin, până acum am fost ca lider de sindicat, acum revin ca un simplu cetățean. Și sunt de acord că cea mai bună măsură este ca să o ia Parlamentul, pentru că Parlamentul face legile în țara asta și atunci nu mai există discuție nici cu sindicat, nici cu administrație. Va fi legea unitară trecută ca lege și s-a terminat. Legea salarizării. Bun, dar tot nu vreți să-mi explicați mie nimic în legătură cu frica PSD-ului. Nu este frică. Numai, vedeți, ei trebuie să urmeze un traseu. Vă dau exemplele cele mai vizibile. Exemplu privind pachetul de legi care este absolut obligatoriu să fie elaborat privind funcționarea justiției. Legea privind răspunderea magistraților. Nimeni nu vorbește de ea. Da, asta nu știu ce s-a întâmplat, dar sunt sigur că tot ceea ce s-au promis în campanie și programul electoral se va respecta. Dar cu respect vă spun, domnule, abuzurile sunt pe toate drumurile. Abuzurile făcute de procurorii care cred că țara asta este a lor. Și sunt sute, mii de abuzuri pe care pot să vi le dau exemplu. Nu vreau să mai revin asupra exemplelor. În schimb, toată lumea o dă cotită atunci când vine vorba despre legea răspunderii magistraților. Dom'le, în momentul în care magistrat răspunde, dar nu să ne mai gândim că cine îl numește pe ăla, pe procurorul șef, de cine e numit, de cine e propus. Dom'le, ai călcat pe bec, ai primit o achitare, răspunzi. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră până la un anumit punct. Și vă întreb, de ce nu mai a magistraților? De ce să nu existe legea răspunderii pentru orice angajat, în orice domeniu? Păi stați așa. Și atunci răspund cei care au condus complexul energetic. Prin generalizare, o astfel de lege ar fi foarte importantă în România. Dar capul de afiș îl ține felul în care funcționează această justiție în România. Niciunde în lumea asta n-am văzut o asemenea brambureală și asemenea mizerie și măgărie cum este în justiția română. Sentințe date aiurea, neunitare, pentru aceeași faptă și pentru aceleași circumstanțe, două instanțe dau două sentințe diametral opuse. Și nu puteți să nu fiți de acord cu ceea ce vă spun eu acum. Sunt de acord și cred că ne vom lovi de lucruri din acestea și în următorul interval de timp și mult mai grave. Și de ce spun? Pentru că după 1990 s-a început distrugerea masivă a României. Și de ce distrugere? Au fost lăsați în învățământul, nu numai superior, în tot învățământul, tot felul de oameni să ia tot felul de diplome. Și ați văzut că sunt... au fost descoperiți magistrați care au luat justiție diplomă fără să facă școală. Sunteți ingineri, eu sunt inginer. De ce nu ne preocupă pe noi doi absolut deloc să obținem o diplomă de doctor? Pe alții îi preocupă, domnule, fac tot ce le stă în putință ca pe ușa lor să scrie doctor inginer. Pentru că noi probabil avem o altă mentalitate și o altă gândire. Și cred că o să fiți în asentimentul meu. Ca să poți să ai pretenție la o diplomă de doctor, trebuie să lucrezi în domeniul respectiv, să ai legătură și măcar să ai 15-20 de ani de cercetare. Dacă ne aducem aminte, înainte măcar 20 și... sau măcar, adică, nu, eu n-aș limita. Cum eu am dat un exemplu. Da. Eu aș spune așa, domnule, dacă ai rezultate în domeniul în care lucrezi, astfel încât să te califici pentru o teză de doctorat, atunci da, te poți califica, dar nu așa. În 1990, câți doctori aveam în Valea Jiului? Foarte puțin. Foarte puțin. Acum, dacă ne uităm,
Toți sunt doctori. Eu nu cu răutate. Mie nu mi se pare. Așa, am lucrat la Institutul de Proiectări Minere Cluj. Am mai spus treaba asta, dar rezum așa foarte scurt. Și am avut foarte multe lucrări de cercetare acolo și am avut și câteva brevete de invenție. Și m-am înscris la doctorat împreună cu un coleg de-al meu de echipă de la Institutul de Proiectări și eu n-am reușit. Deci au fost 7 pe un loc, au intrat, a fost un singur loc. A intrat un profesor universitar care a și terminat doctoratul, un coleg de-al meu, iar eu n-am reușit. După Revoluție am fost întrebat de către universitate dacă nu vreau să continui doctoratul pentru că s-au suplimentat locurile. La un moment dat, încă mai lucram acolo la institut, am zis, haide să continui, mi-am făcut niște referate, am susținut niște examene, dar după ce am trecut în mediul privat, așa, am zis, domnule, are vreo relevanță dacă la mine pe ușă scrie Sergiu Poliopol, jurnalist, sau dacă scrie doctor inginer Sergiu Poliopol. Și am renunțat și m-am dus la profesor și am spus, domn profesor, cu regret, nu mai vreau. Domne, că nu, că e lucrare bună, că e cu tare, că e aduși nu știu ce, cu tare. Nu, domne, gata, am renunțat. De ce? De ce? Vă spun că exista o lege prin anii 2000-2001, cred, care spunea că dacă ai titlul de doctor, mai ai un beneficiu la salariu de 15%. Păi bine, dar atunci majorii... privat, ce beneficiu să am? Mulți, să știți că sunt care... lucrează la stat și iau 15%. Dar mai este o problemă. Uitați-vă cât de bine dă în CV-ul când te numești doctor, avocat, nu știu ce, inginer. Dar nu vă supărați, nu de bine CV-ul când scrie acolo în CV-ul, nu. Simplu nume. Numele, eu așa m-am născut cu numele meu, fără acolo, funcție. Xulescu, invitat de Guvernul Statelor Unite pentru o vizită. Chiar mult mai bine dă așa. Fără funcție, doctor, fără inginer, nimic. Nu dă mai bine. Ba da, foarte bine. Dar depinde cine analizează CV-ul, nu? De acord, de acord, de acord. Nu, eu din punctul meu de vedere n-o să vedeți foarte rar când acum mai nou sunt domnule Postolache. Mai avem 3 minute, domnule consilier Postolache, mai avem 3 minute și în 3 minute vreau să vă întreb așa. Cum funcționează Consiliul Local? În ultima ședință de Consiliu au fost discuții aprinse, mai ales că s-a aprobat bugetul municipiului Petroșani și aici pot să vă spun că o lucrare foarte importantă care a fost aprobată este intrarea în reparații a centurii Petroșanului începând de la avion. Dar și la afară de centura aia, nu vreți să vă mai plimbați prin cartierele astea? Că zrub mașina, domne. Ne-am plimbat. Suma este destul de mare, peste 50 și ceva de miliarde de lei, se întinde pe o perioadă de 2 ani și 5 luni. Spun că lucrurile au început să se miște, deși este destul Carpați, de târziu. De exemplu, străzile din cartierul Carpați, străzile pe care le-au făcut în anii 50 comuniștii, betonate, tot betonul ăla a cărpat, sunt niște cratere imense, îți rup mașina în două. De acord. Vreau să vă spun că dacă am fi făcut o societate de gospodărie sub altă formă față de ce a fost și puteam să facem o stație de asfalt, cum am mai avut pe timpuri la Livezeni, puteam să rezolvăm și problemele acestea. Deci este o firmă în IP. Ați auzit de localitatea IP? Da, am auzit. Unde, da, așa, am auzit, știți ce s-a întâmplat pe vremea hitleriștilor? Carte. Deci este o foarte bună firmă de produs bitum. Poate că vă orientați la firma aia, care are niște prețuri bune și poate că, știu eu, nu mai lucrați cu ăștia, Drupo și habar n-am. Bun, domnule Costel Postolache, vă mulțumesc frumos pentru faptul că ați fost astă seara aici, la emisiune grea. Din punctul meu de vedere, ați văzut, nu, îmi face plăcere când sunt invitat și îmi face plăcere să spunem lucrurilor pe nume. Îmi pare rău, mulțumesc frumos, dar îmi pare rău că nu sunt alți membri PSD cu aceeași deschidere și să zicem, plăcere de a prezenta telespectatorilor noștri, votanții dumneavoastră, lucrurile și a le spune pe nume. Și vă mulțumesc tare frumos, vă doresc o seară plăcută dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost prezenți în fața micilor ecrane la această ediție a emisiunii noastre.
Vă doresc o seară plăcută și ne vedem mâine seară începând cu ora 20:30, dacă ne ajută Dumnezeu. La revedere! La revedere!